Este oficial, în 1.21 o să primim Nether Update 2.0 Așa o să arate Souls and valley -ul. oasele nu o să mai aibă o formă simplă, o să pară că sunt părți din scheletul unui dragon imens Avem o structură nouă în jurul căreia o să se spawneze hoglin, iar în interior o să găsim o cușcă în care urmează să fie adăugat un mob nou ca prizonier Dar încă nu se știe nimic de cum o să arate În Crimson Forest o să găsim sate, unde aparent o să locuiască mobul pe care îl găsim prizonier în structura anterioară. Și textura câtorva blocuri a fost schimbată, toate astea adăugate astăzi pe 1 aprilie, deci